Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea, like-urile, distribuirile, comentariile, absolut tot ceea ce se întâmplă aici și a, este MOCA, adică total gratuit. Nu vă costă nimic să vă abonați, nu vă costă nimic să vizualizați videoclipurile mele, nu vă costă nimic să comentați și așa mai departe. Începem ca de obicei prin My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi. Acum când filmez este miercuri, promit să fac tot posibilul ca voi să vedeți acest videoclip de seară. Și parfumul zilei face parte din selecția despre care vom vorbi. Este marketat ca fiind acel parfum masculin, însă a mi, mi piace, am sticla mea proprie și personală și îl torn pe mine. Vine, bineînțeles, vine, bineînțeles, vine de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Am spus, bineînțeles, deoarece în ultimul timp tot am găsit <coughs> Comore acolo și am devenit oarecum dependentă. Dar, <coughs> scuze, vine de la Paris Corner, gama Pandora Scent și se numește TransDome. Da? Parfumul inspirat de Terderme. Dar foarte, foarte fain și, observați cât am băut din el, da? Urmează să vorbim și despre el. Și, după cum deja ați văzut din titlu, astăzi voi face un videoclip oarecum altfel. De ce spun oarecum altfel? Deoarece eu personal fac parte din acea categorie de oameni care este de părere că și susține faptul că parfumurile și parfumeria nu au Sex. În opinia mea, nu există un parfum ce trebuie să-l poarte strict un domn, sau parfum ce trebuie să-l poarte strict o doamnă. Acum, nu știu. Fiecare poartă ce vrea, cum vrea, cât vrea și ce, și ce îi bucură sufletul, da? Pentru că, nu știu. Trăim niște vremuri total aiurea, nu vreau să intru în alte subiecte. Însă consider că viața este mult prea scurtă și de ce să nu te bucuri de ceea ce îți face ție, ceea ce -ți încântă ție sufletul, da? Așadar, eu vin către voi astăzi cu o selecție de 10 parfumuri, atât Middle Eastern cât și designer, marketate ca fiind a fi parfumuri bărbătești, însă care... Eu le torn cu mare plăcere pe mine nu știu, ca să închei treaba asta cu parfumeria nu are sex adică dacă ești cea mai un uh, înflărusu că am eu așa un termen, cea mai țapănă doamnă da? cea mai uh, lady cu putință și nu știu îți face plăcere să porți fix acest parfum, da? inspirat din uh, terderme da? De ce să nu îl porți? De ce dacă ei scriu, dacă îl marchetează ca fiind parfum masculin, cine pasă? Cine ne interesează pe noi? Atât timp cât mie îmi place aroma asta, o voi purta, da? Nu contează că poate sunt în cea mai feminină rochiță sau cine știe ce ocazie sau moment, da? Dacă îmi place și dacă pe mine mă face să mă simt bine acest parfum, o să-l port fără sfială. La fel, dacă ești cel mai mare bad boy, dacă ești cel mai, uh, cum se spune acum, spartan, da? <laughs> Bombardier, ce vreți voi. Și ție îți place și te încântă pe tine insolanți de la ghirlan da? De ce să nu-l porți? Cine îți interzice ție să nu porți acel parfum sau cine vine și te judecă pe tine? Bine, la capitolul judecat toată lumea din ziua de azi judecă și dacă n-are face tot judecă. Dar am vorbit 5 minute că de ce nu și să intrăm în pâine. Voi începe cu un parfum ce vine de la Haifa, poartă coduletele 700, mi-am luat și părul, 700, haide tati. 707 și este inspirat de celebrul Gisada, Gisada Ambasador. Da. Atât de tare iubesc acest parfum, atât de mult îmi place mie parfumetele ăsta. Doamne, deci pentru mine asta nu are cum, nu există, în opinia mea, este total, total unisex. Total unisex este acel parfum lemnos, aromatic, care pur și simplu, nu știu, este creat bine. De fapt, n-ar trebui să spun că este creat foarte, foarte bine, deoarece am testat o singură dată ambasador și trebuie să-l retestez, să-mi împrospătez memoria. Însă, însă, referindu-mă strict la acest Haifa 707, este acel măr verde cu cardamom, cu mango, cu ceva lavandă, însă nu este lavanda aceea puternică, lavanda aceea pinior face care îți dă dureri de cap și așa mai departe. Toate acestea așezate pe o bază dulce. Da? Dar când spun bază dulce și am accentuat fără să-mi dau seama cuvântul dulce. Nu vă gândiți că este acel parfum gurmand, dulce lipicios, dulce copleșitor și așa mai departe. În opinia mea, acest Haifa 707 este cel mai cel parfum de vară. Deci parfumul ăsta, nu știu, e genul acela pe care eu una personal l-aș purta non-stop, fără să mă plictisesc de el. Nu mi se pare nimic sintetic aici, nici mărul verde, nici nota de mango, care de multe ori nu este o notă foarte reușită sau fericită în alte parfumuri. Ei bine, aici este lucrat totul exagerat de bine, în percepția mea și în opinia mea. Nu uitați că cei de la Haifa au și magazine fizice, o să vă inserez pe undeva pe aici lista cu... Um, insulițele lor, unde puteți testa aceste parfumuri. Oricum, de altfel, o puteți găsi și pe pagina lor de Facebook. Nu am afiliere, nu am nimic cu Haifa, da, nu este reclamă mascată. Dar dar insist să mergeți și vă mai vorbi dacă nu mă înșel despre acest parfum într-un alt videoclip. Oricum, la fiecare parfum unde îmi aduc eu aminte că v -am mai pomenit de ele, o să vă inserez imagini cu videoclipurile respective. Revenind la acest Haifa 707, insist, indiferent că sunteți domn sau doamnă, dar aici vorbesc strict cu doamnele ce mă urmăresc. Mergeți să testați acest parfum dacă nu vă sperie, nota sau mai degrabă trioul măr verde, mango și lavandă. Pentru că în uh, rolul principal în acest parfum, acest trio îl resimt eu cel mai puternic. Dar, domnilor, mergeți și testați neapărat Haifa 707. Dar neapărat, insist. Uh, e genul de parfum ce poate face parte cu succes din categoria parfumuri semnătură, genul acela de parfum care se pretează atât la o situație, la o ocazie mai elegantă, cât și nu știu, de zi cu zi, vara pentru ținute casual. Este foarte, foarte versatil. Foarte versatil și are performanțe extraordinar de bune. Următorul parfum este unul despre care eu nu v-am vorbit niciodată pe acest canal, însă este o aromă cu o încărcătură sentimentală extrem de mare pentru mine. Este un parfum ce sunt la a treia sticlă și mai am backup încă două sticle sigilate. Nu prea m-ați văzut cu el, dar Haideți să depășesc momentul, pentru că v-am spus. Este o persoană care acum este acolo sus în cer și știu că se uită la mine și e mândru de mine. Iar eu leg această aromă de acea persoană dragă sufletului meu. Iar acest parfum vine de la Casa Azdaf și se numește Majd al Sultan. Sticluța este aceasta. Uh, treaba asta maro este o catifea, este ceva plușat. Da? Iar aici este sticker. Adică și vedeți că are ceva urme pe aici. În fine, nu prea mă interesează pe mine ambalajul când vine vorba despre acest parfum, ci doar aroma sa în sine. Este acel parfum cu deschidere condimentată și grea pentru multe persoane nu este la fel de versatil precum Haifa 707. Este un parfum ce eu, una, vara nu prea-l port, însă recunosc că mă duc la dulap și îl mai miros la atomizor. Este foarte, foarte greu. E genul acela de parfum pur Middle Eastern. Factorul Middle Eastern este baza în acest parfum. Întâlnim și ceva note dulci, însă el, prin definiție, este acel parfum Middle Eastern cu multă tămâie, ceva cu ișoare, știu știu, notele acestui parfum nu spun absolut nimic de treaba cu cuișoare, însă eu pur și simplu chiar din deschidere și timp de o oră de la pulverizare eu resimt acel iz de cuișoare. Nu mă întrebați de unde, dar nasul meu mie asta îmi dă. Este și ceva ce te duce cu gândul, te poate duce cu gândul la rășina aceea de pin. Este și ceva fum aici este și afumat, însă din nou, nu este nimic mult prea mult pentru mine. Oarecum, oarecum, pe cât de pompos sună notele sale, da? Și pe mulți dintre voi s-ar putea să îi sperie notele acestea, pentru mine nu este un parfum multifacetat. Cu toate astea, îl ador Uh, pentru mine înseamnă o persoană care acum nu mai este lângă mine, dar și are și o atingere oarecum picantă, este și afumat, este și fiind dulceag. Este un parfum ce eu îl port uh, de sine stătător foarte mult în perioada început de toamnă, sfârșit de iarnă dar este o bază excelentă în layering. Parfumul acesta, combinat cu multe din cele cele, din cele cele, din cele care le dețin eu, dă super, super, super bine. Însă, din nou, în opinia mea, nu este acel parfum safe blind buy, decât dacă ești în zona parfumeriei cu adevărat Middle Eastern. Da? Ești în zona nu te ferești de temâie, de smirnă, de ceva fumat, de ceva rășinos, da, dacă ești în zona asta, se merită un safe blind buy, dacă nu, nu, să fie bine ca să nu fie rău. De altfel, din nou, un parfum marketat ca fiind bărbătesc, în opinia mea, total, total unisex, adică nu știu, dacă ești o doamnă sau o domnișoară ce iubește tot ceea ce ține de By the Fireplace, de exemplu, cu toate că eu acest parfum nu îl resimt ca fiind o clonă pentru acela. Dacă ești în zona parfumurilor ce înseamnă By the Fireplace, cu siguranță o să-ți placă și Majdal Sultan de la SDAF. Următorul este fix parfumul zilei, Transdom. <laughs> Acel parfum inspirat din ter ter derme ter derme, pardon, acel lemnos condimentat. Acest parfum, de fapt, originalul din care se inspiră acesta a fost parfumul semnătură al soțului meu o bună perioadă de timp. Cu toate astea, eu nu mă sfiesc să-l port din nou. Atât ca parfum de sine stătător, cât și în N variante de layering. Are o deschidere pur și simplu de portocală cărnoasă. Dar nu mergeți cu gândul că ar fi acel parfum citric, deoarece avem aici genul acela de bază lemnoasă, cu cedru, cu vetiver, Peste care pur și simplu s-a presărat piper, da, e un, iar am început, da, e acea aromă oarecum clasică Ce mă duce pe mine cu gândul, dacă ar fi să o asociez către partea, către latura masculină La acel gentleman ce se plimbă, umblă, în costum și așa mai departe Foarte, foarte fain Ușor, foarte ușor de purtat de către o femeie. Din nou, asta doar dacă uh, tindeți oarecum uh, și în zona parfumurilor unisex. Dacă sunteți doamne și nu vă sfiți să purtați și parfumuri unisex, v-aș recomanda o mostră din acest parfum. Din nou, Periscorner Pandora Scent. Uh, eu pe al meu l am de la Dubai Collection, de pe site-ul celor de la Dubai Collection am observat că Momentan nu este pe stoc, însă cei de la Fragrance World o să vă inserez din nou pe undeva pe aici. Um, au scos și varianta lor inspirată din acest ter derme. Acela nu l-am testat, l-am pe acesta de la Paris Corner și îl beau cu plăcere. Dar da, este un parfum ce eu una l -aș vedea purtat all season de către un domn și de ce nu de către o doamnă pentru că nu este absolut nimic mult prea mult, nu este nimic opleșitor sau nimic care să te facă să te duci cu gândul undeva în zona de temperaturi mai reci, dar nici ceva ce să te ducă în zona de parfumuri tropicale. Da? E pe undeva pe, la, pe linia de mijloc, cum spun eu dar foarte, foarte fain. Genul acela de aromă clasică, atemporală, oarecum elegantă. O superbitate. Îmi cer scuze o secundă. Bun. Acum, vom vorbi despre un parfum despre care, pe care eu l-am mai pomenit aici pe canalul meu. Are un pic de cremă pe capac. Asta fac, șterg aici. Vine de la Versace și este The Dreamer, bineînțeles The Dreamer parfum, din nou, marketat ca fiind acel parfum bărbătesc Însă eu sunt la a doua sticlă Hai, de viața mea. Eu sunt la a doua sticlă cu acest parfum și îl voi cumpăra în continuare Mai ales pentru prețul la care el se găsește în momentul de față dacă nu mă înșel, ultima dată l-am achiziționat cu 110 lei pentru 100 de mililitri. Aici avem oarecum, oarecum acea aromă cu is old school. Da? Este ceva ce te duce cu gândul la um, perioada aceea mai îndepărtată a parfumeriei. Nu are... cum să spun eu... Este ceva ce te duce în zona de old school, dar, totodată, nu pot spune că este acel parfum vintage, da? Asta aveam eu, încercam să-mi asamblez cuvintele în căpuc. Este acel parfum cu floare de tutun. Nu resim tutunul acela preeminent, nu este tutunul acela in your face, este mai degrabă acel tutun oarecum soft, oarecum. Cu subton de curat, este mai degrabă ca și cum ai folosi un gel de duș foarte scump cu aromă de floare de tutun. Iar ca extensie de gamă, după ce îți faci duș, vii și cu acea loțiune de corp din aceeași categorie olfactivă. Nu este copleșitor, nu este nici genul acela de parfum multifacetat. Dar eu îl percep ca fiind acel parfum misterios. Um, din nou, la eleganța mă duce cu gândul către eleganța aceea pură, către domnii din alte timpuri, nu știu. Dar este acel parfum pe care eu, una personal, ca femeie, doamnă mămică și ce mai vreți voi, îl port atunci când. Um, din primăvară până în vară, atunci când îmi este dor de un parfum cu aromă de tutun. Dar foarte, foarte fain. E genul de parfum pe care eu l-aș vedea purtat de către un domn, inclusiv la birou, deoarece, din nou, mă repet, este foarte bine echilibrat, nu este tutunul acela proeminent, are și subtonul acela fin curat, este oarecum slab Uh, slab, slab de tot, săpunos. Dar, din nou, mă știți că nu sunt iubitoare de parfumuri cu iz-săpunos, însă, Versace de Dreamer, l-aș bea Pur și simplu l-aș bea Întotdeauna va face parte din. Uh, iar ajung la termenul de colecție, și nu e bun că eu nu sunt colecționară. Întotdeauna va face parte din. Uh, își va găsi locul în casa mea când nu mai îngăsesc termenul. Următorul parfum este unul mai greuț, ca să spun așa. Este un parfum ce, din nou, de mult, mult timp îl avem pe wishlist, însă de fiecare dată apărea altceva și altceva și nu-i nu mai venea și lui rândul. Într-un final am pus mâna pe el și cred că am nevoie și de o sticlă de backup pentru că observați cât am băut în această iarnă, undeva pe la începutul toamnei, dacă nu mă înșel, am pus eu mânuța pe el. Și este vorba despre Insurrection 2 de la uh, Wild Rayan Tradition, ceva de genul. Sper că nu vorbesc prostii. Nu, nu vorbesc prostii de data asta. Dar parfumul ăsta, dacă sunteți iubitori sau iubitoare de parfumuri cu tutun, dacă sunteți din nou iubitoare sau iubitori, pentru că în continuare, Doamne Dumnezeule, în opinia mea este total, total unisex, nu înțeleg de ce a fost marketat ca fiind acel parfum bărbătesc, dar ca să-l iubiți, Trebuie să vă placă parfumurile cu tutun, dar acel tutun oarecum gurmand. Este acel parfum dulce, rafinat, dar nimic opleșitor. Categoric e genul de parfum perfect pentru vreme rece, adică bine, e și prima vară da? aceasta care urmează să vină. Ce mă va prinde cu el în colecție, și vedem dacă voi rezista să-l duc un singur puf undeva aplicat, cum v-am mai spus, în spatele umerilor. Dar, dar. Avem aici tutun cu miere, celebru duo, dar mai avem și cireșe trase în ciocolată. Habar n-am notele, oricum la fiecare din parfumuri o să vi le afișez pe ecran ca de obicei, însă eu asta resimt aici. Și în deschidere are un ușor vibe, între ghilimele, de Naxos. Dar nu este lavanda aceea puternică, nu este lavanda aceea copleșitoare. Însă, după acea deschidere, pur și simplu eu percep un tutun delicios aici. Este genul acela de parfum um, sexy, senzual, provocator, genul de parfum, l-aș putea cataloga în secțiunea aceea parfumuri de clubbing, da? Este, nu știu, acel bad boy sexy, senzual, care pur și simplu îți fură inima de la o singură privire, da? Ceva de genul. Dar foarte, foarte fain. Este un magnet de complimente, este un parfum extrem, extrem de puternic. Și, din nou, în opinia mea, acel parfum total, total unisex. Următorul parfum vine din nou de la Dubai Collection, da, Roș 25. Oricum, în bara de descrieri, ca de obicei, veți avea link-uri pentru. Contul meu de Insta, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Frag Family, dar nu în ultimul rând, și pentru fiecare din parfumurile despre care vă voi povesti astăzi. Um, acesta este un new entry în căsuța mea, vine de la Fragrance World și se numește Poș Malt. Sticluța este aceasta. Are treaba asta, detaliul ăsta în lateral, foarte, foarte fain. Nu știu, mie îmi place foarte mult. E așa o treabă texturată, nu știu cum să spun. Te duce cu gândul la o pilă de unghii. Bun, hai să ne adunăm, să ne revenim. Aceasta este sticluța foarte grea, foarte masivă și el este inspirat, bineînțeles, de Pure Malt. Vai de viața mea, parfumul acesta nu este pentru oricine, de la capul locului, da? Um, trebuie să fii în zona parfumurilor buzii, din nou, din nou, din nou, trebuia să spun de la bun început, 100% în opinia mea este unisex Deci eu nu înțeleg de ce strict un bărbat poate purta acest uh, poșmalt de la Fragrance World se deschide bogat, se deschide cu cel mai izbitor izbuzi Și, din nou, știți că nu sunt fană a parfumurilor buzii. Însă, cu toate că este genul acela de aromă amețitoare de-a dreptul, cu toate că whisky-ul de aici este redat exagerat de natural. Din nou, nu vin să vă spun vai de mine, are nu știu ce nație, specie, categorie, rasă de whisky. Nu, este redat exagerat de natural. După nasul meu și după simțurile mele. Dar, toată treaba asta, de ce îmi place mie, chiar dacă este atât de buzi. Um, treaba asta cu whisky, cu deschiderea asta ce te ia de cap de păr, de ce mai vrei tu și pur și simplu te dă de pereți este contrabalansată de paciulii, de mosc, de cedru. În timp ce, treptat, nu l-am purtat ca parfum de sine stătător, pentru că l-am lăsat să se așeze puțin după ce a venit, însă urmează, chiar dacă vremea se încălzește și afară e soare, trebuie să îi dau măcar o purtare, o zi din viața mea să-l port doar pe el să mă lămuresc. Însă, aici avem acea bază, acel pat de vanilie ambrată. Fix baza aceasta care începe de undeva de pe la jumătatea parfumului, de undeva de pe la jumătatea dezvoltării acestui parfum, am impresia că îi lasă acel iz unisex, da? Îl ține pe latura de parfum unisex. Are și un fin iz gurmand, dar atunci când spun că are și un iz fin gurmand, dar are și whisky și iz buzi, nu mergeți către zona Angel's Share, da? Nu are nicio treabă cu acea zonă. Se resimte însă, la un moment dat și târziu am înțeles ce este acest iz pe care eu îl resimt, se resimte pur și simplu malțul acela. Este un parfum exagerat de puternic, în opinia mea. Contrar prețului celare, 100 de lei dacă nu mă înșel, fără reducere, este extrem de puternic. Totul este foarte, foarte bine lucrat, nu este nimic sintetic, cel puțin din nou, după nasul meu. Dar toate acestea, după ce parfumul acesta stă măcar o săptămână, când a venit și când l-am testat prima dată, pur și simplu m-a luat amețeala. Da? Deci, pur și simplu, izul acela puternic, deschiderea aceea de whisky, m-a luat de cap, cum se spune. Dar, după ce l-am mai lăsat, Cred că 5 zile l-am lăsat. Da, acum da. Într-adevăr, este un parfum din nou, ce nu prea ar fi pentru această perioadă, doar dacă, doar dacă, dacă stau mai bine să-l descifrez din blotter, cred că ar merge undeva purtat seara. La o noapte în club, la o cină, de ce nu? Cred că este ideal dar din nou, un parfum marketat ca fiind parfum masculin, însă pentru mine, pentru nasul meu și pentru plăcerea sufletului meu, este total, total unisex. Următorul este un parfum despre care eu v-am mai vorbit, știu sigur că am mai vorbit despre acesta. Vine de la Replica și este vorba de Jazz Club. Eu am sticluța mică de 30 de ml. Dar, dar, Jazz Club, hai de viața mea, hai de viața mea, Jazz Club este cel mai sexy, senzual parfum marketat ca fiind masculin. Da? Jazz Club, nu știu, cred că numele în sine este unul din puținele parfumuri căruia numele îi se potrivește mănușă, da? Este cel mai pur și simplu așa miroase într-un club de jazz. E parfumul acela cu tutun și rom, dar din nou, nimic copleșitor, nimic prea ascuțit, nimic prea sintetic, da? Totul este foarte atent și minuțios lucrat. Este oarecum lemnos picant, aș putea spune. Este genul acela de trabuc de calitate. Te duce cu gândul la un trabuc foarte, foarte scump. Acum mă tot gândesc dacă să vă spun că este aprins sau nu. Semi-aprins, dacă are sens. Este un trabuc semi-aprins. Ce? Um, îl savurează un gangster. Nu mă întrebați de ce, da. Filmul ăsta îmi dă, da. Este clubul acela de jazz plin de gangster. Um, este acea secvență dintr-un film din anii 90 cu gangster, cu um, domnia aceea la 4 ace. Ce se întâlnesc într-un club de, de jazz? pentru a pune la punct uh, anumite treburi murdare ca să, ca să, fiu pe linie, da? Dar foarte fain. Romul din nou de aici nu este ceva... Aș putea spune că poșmalt, de exemplu, este mult mai buzi în comparație cu Jazz Club. Da? Um, E drept, aici avem whisky, aici avem rom. Dar pe ansamblu izul acela buzi este mai pronunțat în poș malt decât în jazz club. Dar jazz club, tocmai datorită acestui fapt, cred că merge purtat și undeva seara, noaptea, chiar dacă sunt temperaturi mai ridicate afară. Din nou, un parfum știu că pe site-ul celor de la Dubai Collection au și un parfum inspirat din acest Jazz Club și cât de curând o să pun mâna pe o mostră să mă lămuresc dacă este același lucru. Pentru că dacă va fi același lucru sau ceva pe undeva, prin ceva pe undeva sau ceva din zona Jazz Club, cu siguranță voi merge pe varianta lor. Mai avem trei parfumuri și ați scăpat de mine. Minutul 34. Nu mă gândeam să fiu așa bang, bang, bang. În fine. Următorul este de la Al Haramain și da, bineînțeles, de Turnoar. Eu mai am și de la Paris Corner din gama Nord Stag Expressions. Du, du, dacă nu mă înșel. La fel, parfumul inspirat pentru Leighton de la PDM, deoarece și acest al Haramain de Tour este tot un parfum inspirat din Leighton, însă acel parfum de la Paris Corner este la faza de așezare, dar clar sunt ceva diferențe între acesta și acela. Însă, însă, adunându-ne și vorbind strict de al haramain de turnoar. Măicuță, măicuță, inițial, acest parfum nu m-a fascinat, nu m-a dat pe spate, din contră, deschiderea mi se părea foarte sintetică, foarte astringentă. Însă, în momentul de față, da, după ce s-a așezat este cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Este acel parfum fructat, aromatic, l-aș încadra eu, cu acel duo măr-lavandă foarte, foarte proeminent. Da? Din nou, dacă nu prea sunteți fani ai notei de lavandă, s-ar putea ca acest parfum să fie mult prea mult. Însă, ce m-a surprins la acest parfum? După deschiderea acest, aceasta fructată aromatică, după deschiderea aceasta oarecum efervescentă de măr verde și lavandă, treptat, pe măsură ce se așează, pur și simplu resimt o plăcintă de mere cu ceva cireșe. Nu mă întrebați de unde, habar n-am. Este o plăcintă de mere cu ceva cireșe, cu ceva scorțișoară și cu mult zahăr pudră vanilat pe deasupra. Da? După deschiderea aceasta oarecum efervescentă, o iau oarecum către zona gurmandă. În plus de toate, ce îmi place mie la acest parfum este faptul că nota de cardamom Că știți că sunt fiartă pe cardamom. Nota de cardamom o resimt de la început până la final. Deci e genul acela de parfum în care cardamomul nu mă părăsește, rămâne alături de mine. Dar foarte, foarte fain. Din nou, habardam și nu înțeleg de ce este marketat ca fiind un parfum bărbătesc. Nu. Eu, una personal, aș purta acest parfum oricând. Deci, oricând, exact cum v-am mai spus în alte videoclipuri, pe sistem de învelopă, all-season. Nu, nu știu, nu-l pot, nu pot lega neapărat de anotimpul rece sau neapărat de anotimpul cald. Nu, pentru mine nu este nimic mult prea mult, nu este nimic copleșitor. L-aș purta oriunde și oricând, fără să mă plictisesc de el. Din nou, chiar dacă vine de la casa al Haramain, absolut nimic, nimic de lister, nimic. Este pur și simplu acel parfum ce se deschide fructat aromatic și pur și simplu virează la stânga unde este zona gurmandă. Dar nu vă gândiți, nu vă gândiți nici la gurmandul acela, nu știu, la acel parfum cu iz de cofetărie, nu vă gândiți, nu mergeți atât de departe are totuși, probabil datorită notei de cardamom, are treaba aceasta, are acel ceva ce echilibrează situația, nu lasă să pice în latura parfumurilor gurmande. Dar da, din nou, un parfum ce miroase extrem de scump pentru prețul plătit. Doar dacă, din nou, da, nu faceți ca mine și nu le etichetați greșit de la prima impresie. După ce l-am lăsat să se așeze, da, 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 este ceea ce trebuie și al meu și nu îl împart cu soțul meu, nu. Mai avem două, unul din zona Middle Eastern, dar care nu miroase Middle Eastern și unul direct de designer, însă, din nou, îmi cer scuze, bun. Și pentru că de mult nu am mai venit cu calul către dumneavoastră, vin astăzi <laughs> cu Cahila Platinum. Și da, vedeți cât l-am băut, în condițiile în care anul trecut, când a intrat în viața mea l-am prins, l-am surprins pe soțul meu cum tot întindea mâna către el și am zis, nu tati, ia tu sticla asta să fie a ta și îmi cumpăr eu alta. Și da, acum am sticla mea proprie și personală, hai de viață, de Cahila Platinum. Acel parfum inspirat din Le Beau Le Parfum de la Jean Paulica Gautier vai de viața mea, știu, știu. Pentru mulți dintre domni s-ar putea ca acest ADN de Lebo de la Jean Paul Gaultier să fie deja depășit, dar, dar, este superb pentru mine, da? Din nou, doamnelor, dacă nu l-ați testat, testați-l, este Genul acela de parfum pe care eu din nou îl văd ca fiind total, total unisex și eu l-am purtat în vară în prostie, da? Deci în prostie m-am dat cu acest parfum. Este foarte uh, versatil, este ușor de purtat, uh, l-am purtat la blugi cu tricouri albe și adidas, l-am purtat la rochițe sport și adidas, merge de minune, de minune. Este acel masculin tropical, ca să fac un joc de cuvinte, din toată selecția mea de astăzi. Și este acel parfum cu cel mai cremos acord vanilie tonca, căruia îi adăugăm ceva nucă de cocos. Foarte, foarte fain. Din nou, a fost o surpriză extrem de plăcută pentru mine. În momentul de față, dar îl voi da totuși și pe piele ca să mă lămuresc, e drept, nu l-am mai purtat în ultimul timp, dar Ah. îmi aduc aminte foarte, foarte clar faptul că anul trecut în vară, eu resimțeam când purtam acest parfum un iz fin de tot barbershop. În momentul de față, nu mai resimt acel iz, da? Este pur și simplu acel parfum, exact cum v-am spus, masculin, tropical, cum cremos. Vai, uh, nu știu, îl văd purtat de către un domn în orice zi din sezonul cald. Uh, îl văd uh, purta cu, ușurin cu ușurință în concediu, la mare, la ocean, unde vreți voi. Genul acela, um, Exact cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri care îți schimbă starea, pur și simplu te bine dispune. Pentru mine cel puțin efectul acesta l are. L-am purtat eu ca femeie atât ca parfum de sine stătător, cât și în N și N și N variante de Layering. Din nou este extrem de versatil. Atât eu, cât și soțul meu suntem mulțumiți de performanțele acestui parfum. Sinceră să fiu de când. Uh, l-a întâlnit pe acesta, soțul meu nu și-a mai achiziționat originalul, nu a mai simțit nevoia pentru acela. Dar, dar, din nou, dacă nu l-ați testat, cred în opinia mea că merită să-i acordați o șansă. V-am spus, nu este nimic complicat, nimic multifacetat, nimic greu de deslușit. Este pur și simplu acel istineresc, nu știu de ce cu asta, la asta mă duce cu gândul. Perfect pentru vremea caldă și nu numai, de ce spun nu numai? Eu personal cei drept, toamna iarna nu l-am purtat, însă soțul meu l-a mai pulverizat și da, pe el dă foarte, foarte bine oricând, în orice sezon. Eu, sinceră să fiu, întind mâna după el numai acum, da? Primăvara-vara. Dar din nou, genul acela de parfum ce înlocuiește cu succes varianta originală. Și nu dădeați cu roșii, da? Știu discuția cu clonele, știu războiul, eu asta sunt și asta îmi plac. Ultimul, dar nu cel din urmă, este un parfum de designer, l-am achiziționat eu de pe Vivantis, dacă nu mă înșel. A venit în uh, varianta tester, că știți că eu am cutiile, la 100 de mililitri. Vine de la Lolita Lempica, Lempica, cum vreți voi, și este Lolita Lom. Și bineînțeles, neavând, uh, pardon, fiind tester, nu a venit cu capacul. Aceasta este sticluța. L-am achiziționat direct full size blind. Doamne, Dumnezeule! Și am dat lovitura, cum spun eu. Știu că a fost undeva la 100 de lei, pentru 100 de mililitri, însă. Pentru felul în care miroase, da? Din nou, acesta este un parfum ce eu îl țin ascuns. Pentru că atunci nu m-a dus căpucul să achiziționez două și la un moment dat într-o zi soțul meu l-a prins și s-a parfumat cu el și a spus că îi place foarte mult. Și eu această soție drăguță și iubitoare l-am ascuns ca să mă bucur în continuare doar eu de el. Pentru că este acea combinație de lem dulce... Nu știu de ce, acum paranteză. Eu personal asociez nota aceasta de lem dulce cam cu tot ceea ce înseamnă casa Lolita. De altfel, nici acest parfum nu a scăpat, pentru că este acel lem dulce cu anason și ceva pelin, ceva rom, dar foarte, foarte fin. Nu îl pot compara cu niciunul din celelalte cu izbuzii. Nu. Este atât de fin, este pur și simplu mai degrabă ca o adiere. Um, îl ține, izul acesta extrem de fin, îl ține pe latura parfumurilor oarecum de vreme caldă. Da? E una personal, în momentul în care l-am... Um, Primit și l-am pulverizat, am zis direct ăsta este din arsenalul meu de parfumuri de vară. Este mai degrabă ca aroma unui ceai de plante în care ai adăugat și lem dulce, cuburi de zahăr, pentru că da, se resimte izul acela de zahăr, dar și câteva picături de rom însă o cantitate infimă, ca să fiu eu cât de cât de explicită. Este fix ingredientul acela cheie care nu lasă acest parfum să pice în latura gurmandă. Da? Hai ca să am reușit și de data asta. Este un parfum proaspăt, dar oarecum dulce, vanilat. Da? Este, se menține în continuare undeva pe latura de mijloc. În opinia mea, ar putea face parte cu siguranță din categoria parfumuri semnătură pentru un domn. Nu este nimic opleșitor, dar nici, nici acea aromă suavă și totuși are și ceva, are acel ceva al lui, cum spun eu. Nu știu de ce, însă pe parcursul dezvoltării acestui parfum, eu la un moment dat resimt și o atingere de absint. Habar n-am de unde, habar n-am ce îmi dă mie la nas, dar pur și simplu asta resimt eu aici. Dar totodată, atingerea aceasta de absint are și ceva acorduri caramelicioase, știu că deja sună total aiurea, dar asta îmi dă mie la nas. Pur și simplu asta îmi dă la nas. Dar din nou, pe ransamblu, în opinia mea, uh, Lempica, Lempica, om, este acel parfum total, total unisex. Din nou, nu înțeleg de ce a fost marketat ca fiind un parfum bărbătesc. Pentru că e genul acela de parfum care orice doamnă ce înclină în zona parfumurilor unisex ar putea să-l poarte oricând, în orice zi, sinceră să fiu, în perioada mai caldă anului. Nu știu, eu în acel puțin personal atunci îl prefer. Chiar dacă eu l-am comandat undeva în iarnă, v-am zis, în iarnă nu prea mi-a spus nimic, însă acum observ că din ce în ce se încălzește vremea și parcă îl resimt altfel. Dar foarte, foarte fain. Oricum, dacă ar fi să fac un top 3, nu prea pot. Nu pot nici un top 5, nu pot nici un top 10. Toate, dar absolut toate cele despre care v-am vorbit sunt pe același loc pentru mine. Toate sunt parfumurile mele bărbătești pe care eu le torn pe mine, da, toate îmi plac, toate le iubesc, bine, acesta dintre ele, Majdal Sultan, este altceva, pentru că exact cum v-am spus, este legat de o persoană foarte, foarte dragă mie, care zic eu, sper eu, că se uită de acolo, de sus la mine și zâmbește fericit, ok. Atât pentru videoclipul de astăzi, haideți să ne reauzim în secțiunea comentarii din nou. Nu uitați să-mi spuneți și mie ce parfum purtați voi. Îl țineam, nu îl țineam, am crezut că îl țineam invers. Ce parfum purtați voi astăzi? Și la fel, dacă sunteți doamne, spuneți-mi și mie care sunt acele parfumuri marketate ca fiind bărbătești, însă care dumneavoastră le iubiți. Apropo, mai erau câteva, însă m-am rezumat la acestea, deoarece sinceră să fiu, acestea reprezintă baza pentru mine. Revenind. Dacă sunteți doamne și dacă tot așa sunteți ca mine, nu aveți treabă, nu vă interesează gura lumii și vă parfumați cu ceea ce vă place dumneavoastră, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfumuri bărbătești iubiți și folosiți. De altfel, dacă sunteți domni, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii parfumurile dumneavoastră preferate și vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru întreaga susținere. Știu, încă am rămas în urmă cu răspunsurile pentru câteva din comentarii, însă tot încerc să revin la zi. Vă mulțumesc din suflet pentru întreaga susținere, vă mulțumesc pentru vizionare, vă îmbrățișez cu mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și neapărat parfumate. V-am pupat!